Bușoroane și îl ascultăm. De ce ați propus amânarea în cazul moțiunii simple pe justiție? A treia amânare. A fost o propunere, cred, la Comitetul Liderilor, pe care a formulat-o liderul grupului PSD, sau de fapt vice-liderul. Eu pot să vă spun doar că în cadrul grupului PSD sunt păreri pro și contra vis-a-vis de votul moțiunii și cred că până la urmă amânarea cu o săptămână în care să ne edificăm în interiorul grupului. Dacă e după 6 mai este următorul plen la Senat. Poate dacă mă lăsați să vă spun punctul meu de vedere, voi și răspund. Deci, noi am încercat la momentul respectiv să evaluăm amânarea de termen de o săptămână, așa fel încât să vedem dacă grupul parlamentar al PSD-ului va avea fie o poziție unitară, fie fiecare să voteze în funcție de punctul său de vedere. Având în vedere că în perioada următoare am stabilit ca și calendar că nu o să mai fie în unele săptămâni ședințe de plen, asta nu înseamnă că obligatoriu rămâne așa, pentru că putem chiar săptămâna viitoare să întrunim din nou birou permanent, să convocăm plen, pentru că săptămâna viitoare oricum avem comisii, toți parlamentarii sunt în Parlament și pot să funcționeze sau să lucreze. Este a doua oară când se amână și întrebarea a treia oară chiar când se amână și întrebarea ar fi de ce grupul social-democrat de la Senat nu a putut să decidă cum votează până acum. Eu cred că va trebui să întrebați pe fiecare în parte de ce nu au putut să decide. Spuneam doar... N-ați avut discuții la grup pe această seară? Spuneam doar... Este în regulament așa ceva, deci o dilema unui grup parlamentar să ducă la amânarea unei moțiuni. Și la încălcarea regulamentului? Nu înțeleg de ce amânare, pentru că nu știe că se dă cum va vota. Nu înțeleg, există în regulament să nu Regulament spune că va trebui să fie dezbătută în maxim 6 zile. Au trecut cele 6 zile. Au trecut cele 6 zile. Mergem mai departe. Plenul reunit a amânat și săptămâna trecută. Plenul Senatului a amânat și săptămâna trecută. Puteam să dezbatem săptămâna aceasta sau putem să stabilim o altă zi. Nu scrie în regulament care sunt motivele pentru care se poate amâna sau să cere amânare și care sunt motivele pentru care nu se poate amâna sau nu se poate cere amânare. Dar mă lăsați să termin ce am de spus, că totuși de abonesc că de-aia mă întrebați, nu? Mulțumesc. Deci, nefiind totuși un motiv anume sau lipsa unui motiv anume, eu v-am spus care este poziția grupului PSD și de ce s-a amânat astăzi, sau s-a cerut și s-a aprobat, amânarea dezbaterii moțiunii pe justiție pentru astăzi. Bun, înțeleg că dumneavoastră ați cerut mai mult timp pentru lectură. Nu am înțeles ce trebuie să lecturați. Nu. Am spus în birou permanent, parafrazând din președintele României, care s-a raportat la o decizie CSAT, că trebuie să vedem, trebuie să citim, după care să înțelegem și după care să ne pronunțăm. A fost un răspuns sau o replică la ce a spus colega deci această nevoie de lecturare vine în paralel cu o încălcare a regulamentului. Cum, să spunem, le armonizați? Nu vorbim într-un mod extrem de concret de încălcarea regulamentului. Sunt moțiuni simple, una dintre ele este din 1991, care încă n-a fost dezbătută până astăzi. Intenționăm să dezbatem și intenționăm să votăm. Intenționăm să dezbatem și intenționăm să votăm moțiunea simplă, pro sau contra, vis-a-vis de justiție, cum este și celălalt subiect, dacă tot stăm să vorbim în mod concret, cu moțiunea în ceea ce privește pe domnul Teodorovici, care și aceasta a fost amânată pentru că domnia sa nu este în țară zilele acestea și urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare. Cei de la PNL ne-au rugat să nu fie pe ordinea de săptămâna viitoare și să fie într-o perioadă următoare. Pot să vă asigur, stați liniștiți, o să se discute și o să se voteze amândouă moțiunile. Opoziția acuză un șantaj, de fapt despre asta este vorba. Opoziția acuză un șantaj pe care PSD-ul și ALDE îl practică la adresa Ministrului Justiției, care a refuzat să dea acele ordonanțe pe care Partidul Social-Democrat și le dorește din partea Ministrului. Nu este vorba de niciun șantaj. În ceea ce mă privește, am spus-o foarte clar, eu voi vota pentru moțiune și nu pentru a aproba textul opoziției, ci pentru că totuși dezbatem despre justiție de un an și jumătate, lucrurile trebuie închise și de aici încolo să discutăm despre alte subiecte. De obicei, voința politică a Partidului Social Democrat este foarte clară. Când este vorba de o moțiune, vine clar votul. De ce în acest caz nu există voință clară din partea PSD? În acest caz pe această moțiune? Eu v-am spus mai devreme. Dar, repet, poate înțelegem. În interiorul grupului PSD din Senat sunt colegi care doresc să voteze moțiunea și colegi care nu doresc să voteze moțiunea. Pentru a avea un punct de vedere clar, dacă vom vota toți și vom dezbate în interiorul grupului, într-un fel sau celălalt, sau va rămâne la atitudinea fiecărui senator, va trebui întâi de toate să discutăm între noi, să lămurim și după aceea să și exprimăm spațiul. Nu veți face acest lucru până acum? Până acum, dați fiind că
săptămâna trecută, da, deja... Nu sunt, vă răspund imediat. Nu sunt lider de grup, nu pot eu să vă răspund la această întrebare. Dar sunteți totuși conectat la discuțiile care au avut loc la nivelul grupului până acum, cred, nu? Repet, nu sunt lider de grup, nu pot să răspund la întrebarea aceasta. Dar mai sunt alte întrebări? Discuții până acum în grup pe această temă, că totuși știți că părerile sunt împărțite, deci discuții au fost. La ultima ședință de grup n-am participat și oricum la săptămâna trecută am avut o situație apropo de încălcarea regulamentului sau nu, când trebuia să fie dezbătută luni și am primit adresă de la domnul Tudorel Toader că nu poate să vină luni și să amânăm. A revenit după aceea printr-o altă adresă și a spus că s-a răzgândit, trebuia să fie la Bistrița și poate să vină luni, deci deja încălcase în regulamentul apropo de cele 6 zile și de încălcarea regulamentului. Am intenționat să dezbatem miercuri dimineață și am avut o discuție la momentul respectiv, miercuri dimineață nu s-a putut pentru că domnul ministru avea audierea cu posibilul candidat pentru funcția de procuror general și atunci am stabilit pentru miercuri după amiază. Deci de aceea s-a și amânat, dar repet, termenul final era luna trecută, nu s-a putut ține ședința luna trecută, deja suntem într-o formulă de amânare, sperăm să țină cât mai curând și să avem un punct de vedere. Ați mai avut pe ordinea de zi la birourile permanente reunite două proiecte, unul face referire la scrisoarea lui Klaus Iohannis pentru referendumul pe justiție. Ce ați decis? Am decis, conform regulamentului și conform procedurii, să trimitem către comisiile reunite juridice din Camera Deputaților și Senat pentru a avea un raport pe care să-l înainteze birourilor permanente reunite și după aceea să avem ședință de plen reunit. Termenul pentru un astfel de raport este de 2 zile. După 2 zile așteptăm raportul, întrunim din nou birourile permanente reunite, stabilim calendarul și data pentru ședința de plen reunit. Să avem un plen comun care să dea un aviz pe cererea președintelui? În mod normal, da. Nu-și are rost întrebarea. Ba, are, pentru că am înțeleg în interiorul Partidului Social Democrat. Grupul există tot așa, opinii pro și contra legate de acest plen. Eu nu am auzit variantele contra. Procedural, formal, clar că ar trebui să existe această ședință de plen reunit, să dea aviz. Avizul este consultativ. Noi am spus că nu ne împotrivim referendumul noi, cei de la PSD, motiv pentru care nu văd niciun fel de chestiune, doar dacă mergem pe retorica celor din opoziție care spun că noi nu vrem, noi suntem împotrivă, deși niciunul dintre noi nu a spus vreodată că nu vrem sau că suntem împotrivă. Reactivarea comisiei Iordache s-a votat? Da, s-a votat prelungirea perioadei imediat, s-a votat prelungirea perioadei cu 120 de zile, nu vorbim de o reactivare, ci vorbim de faptul că o hotărâre a Parlamentului, a birourilor permanente, stabilea un termen pentru care să funcționeze. În momentul în care se consumă acest termen, sigur că e nevoie fie să constați că s-a încheiat subiectul sau e nevoie de prelungire tot printr-o hotărâre a birourilor permanente reunite. E clar că mai sunt în continuare proiecte legislative care sunt în procedură de vot. Au solicitat să suplimenteze cu 120 de zile termenul de funcționare acestei comisii. Birourile permanente reunite au fost de acord, motiv pentru care o să avem în continuare formal și, eu știu, regulamentar funcțional această comisie. Se vizează modificările codurilor penale în această comisie în perioada următoare? Eu pot să vă spun ce a fost astăzi pe ordinea de zi și anume prelungirea cu 120 de zile, spunând că încă sunt proiecte legislative pe care le-au în circuit și în dezbatere și complexitatea acestora. Bună, mulțumesc președintele comisiei OSRI. Până când? După ce plec la Bruxelles sau cum? După ce plec la Bruxelles? Înainte de a începe campania electorală. Da, eu am spus-o de mai multe ori în spațiu public și anume, ca să fiu înlocuit de la Comisia Serviciului Român de Informații pe funcția de președinte, va trebui să fie o ședință de plen reunit. Cu demisia mea sau fără demisia mea, tot acolo se ajunge. Și probabil că în prima ședință de plen reunit, când se va dezbate, sper să existe o ședință de plen reunit în care se dezbată rapoartele, cel pe care l-am depus anul trecut, cel pe care urmează să-l depunem, și sper că atunci următorul punct pe ordine să fie înlocuiri în cadrul comisiei și să fie altcineva, poate și mai bun și mai implicat și mai hotărât și mai detenat decât mine, să duc lucrurile mai departe. Mi-aș dori să fiu în fața plenului reunit și să susțin primul și cel de-al doilea raport cu argumentele care m-au dus la ca și concluzie în ceea ce vește cele două rapoarte. A spus și mai implicat, să înțeleg că vă asumați într-un fel criticile formulate de domnul Liviu Dragnea, privirea atâta noastră. Mă înțelegeți cum doriți dumneavoastră, eu spun ce îmi doresc eu. Și anume ca activitatea acestei comisii să funcționeze, să meargă mai departe și lucrurile pe care le-am început, pentru că mai sunt încă destul de multe lucruri de lămurit și niște concluzii de tras pe celelalte categorii sau capitole pe care le avem, să poată să fie duse mai departe. Legal înlocuirea dumneavoastră de la comisie. Da, l-am ascultat.